O, bună ziua, cutărniță! Ziua! Ia ce avem aici. O, ce bine ferve ciorba de văcuță! Ne facem și noi poftele, damblarele. Azi suntem liberi. Asta nu pornești. Asta nu mai stă, trebuie să stea așa. Să nu credeți că nu am defectat-o, așa a fost. Dar degeaba am pornit aia că nu trage nimic. Nu am lăsat ăsta, la geamul de sus. Ce e? Îmi spart tot. Îmi sparge că nu ești la tine. Uite, așa trebuie să mai cumpăr două bucăți de astea de vită și să-mi fac niște pastramă cu cunică. Cum ai tu prea multe pofte? Bă, am unde să pun. Uite aici, leg aici, pe gard la vecină. Vezi care e plasa aia. Și pun așa firele de pastramă și stau acolo. Cer. Crezi că ne treabă și pe noi. Lăsăm noaptea până dimineața. La zvântat. Trebuie să se supără. Nici nu știu ăștia ce e aia dacă punem acolo pe gard. De aseară nu mă tot de gâtim. Păi, dacă n-am mâncat ciorbe de gât, am ca trei ciorbe într-o lună. Și acum, dacă tot am avut ocazia, non-stop, mai târziu încolo pe la 4, să pun și asta, ziua la grec. Seara am mâncat ciorbă de burtă, acum mâncăm de vită și seara mâncăm de asta, de pui la grec. Ce se întâmplă, mantra? Nu, nu e bine, da. Pune într-un pahar și lui de ăsta de plastic. Bună, eu mai îmi pune cuvința noaptea pe picioare. Asta e tot, știi, știu pe spate acolo. Ce? Băi, ia tu far, de ce ai băgat degetele în el? Ce sunt, uite, acum nu mai pot să deschidă ușa, că am dat cu degetele, uite, am dat cu degetele. Bă, lasă, dar am zis eu, să l-am dat cu degetele. Azi e farul cu totul, n-am zis așa. Da. Ca să spună mătușa. Păi trebuie să stai în pat, mangea. Ce faci, își pune el în baie? Te pune aici, dar pune aici, pe unde duci cu farașul? Unde am aici, așa, pe un coș. Bă, tu mă derutezi pe mine, cum? De ce te derutezi? Tu da, dar și ea pe unde mă duceam cu bună. Păi unde, unde duceai? Aveam un coș acolo. Arunci tu pat, faci. A, tu pat, tu știi. Tu ești blenic ale. Ia te dai tu marți doi. Și mă dau? Bă, alo, de unde ai luat aerul ăsta? Pe bune, tu te dai prea mardu. Mă dai eu, mardui. Mardui te dai, că tu ești, că tu știi. Ce sunt, ce ești? Tu, dar nu mă știu să le unde ducei cu noi. Aveam aici. Ești acasă, la curte, duceai afară, în fața hotelului. Îți aveam coșul. Iată, eu mă duc la somn, rămâi cu cioară la cap. Mamă, cum s-au făcut picioare. De ce nu au făcut atâta viață de asta pe tine? Pentru că mai dai zi mardă, că știi tu. Nu te dai, că știi. Cred că ce-a făcut, s-a dat un de aici la lui în baie pe spate și a plecat acasă să pună în pat. Păi nu-i puneam mâine acasă. Vezi,
Vezi că toată lumea crezi că procedează ca mine, cu tine. Eu îți spun la linfie, spun când ai nevoie. Ai văzut că eu așa îmi plăcut cu nemătușa și-a pus eu. De ce s-a făcut așa cu cioarele? Nu știu. Păi că acum eu mă duc și mă pun oțile în pat, rămâi cu ciorba ta aici, da? Rămâi, dar vreau să intru și eu să fac un duș. Intră, că uite, ai șampon, ai rădut, îți faci dușul. Eu am mă duc să mă pun, mă tind oțile în pat, o să-l sun pe Leuțu, dar cred că la școală copilul. Da, la cioarele cine este? Tu! Bă, așa te-ai dat mare, doi, că tu știi că faci, că vrei. Rămâi cu ciorba ta aici. Păi dacă eu intru la duș, atunci fac până să face ciorba. Tu nu, de ce are ciorba? Fierbe, nu dorm nu sar. Dă peste, de multe ori dă peste. Hai bine, stau eu cu bani. Stau pe aici, pe în pleazmă, la ei. În pleazmă. În pleazmă, la ei, la ciorbiță. Mi s-au făcut picioare, fraților, am tărit. Tălpile. Ia uitați, ce e asta, albeața asta, vedeți? Uite, asta e bătătură, aici, unde vedeți așa, galben sau cum ce culoare, uite, ce tare, tare, carne bătută. Da, aici, vedeți? Dar uitați cum s-a făcut așa, albeață toată de asta. Și aici, aici mă doare cel mai mult, aici, și în partea asta, aici e tare, uite, e amorțit. Aici. Aoleu, uite cum apăs, pe degete nu... Sunt doar amulțeam de aia. Să nu fie asta ciupercă de la cizmele alea și la numele pe acolo. Ce este? Pirul de ce? La bătăturile, da, de la... De la ghete. Picioare și... La cum? De la ghete. Uite. Tu strângi acolo și eu nu simt nimic. Nu simți? Nu. A zis că astăzi, uite, oprim după ce se face ciorbița, oprim aici la gardul și ne punem să dormim și noi astăzi, că suntem obosiți și mai târziu ne trezim și mâncăm. Să știi că mă obișnuim să-mi cum mânca, parcă... E nașpa, vezi, așa e seara. Mai bine, recează-mă mai repede acolo. Da. Da, și să nu iei pauză. Aseară a venit cu o durere de cap. Păi am luat un altul de pauză picioarele. Da. Pentru că simțeam că sunt cu picioarele pe jar. Așa, temperatură în așa din tălpul de picioarele. Ce sunt astea două? Ăsta, eu nu l-am tolmit, că s-a mulțit. Îți strâng și nu sunt nimic. Ai văzut și poți în ușor, treci și mai revii mai târziu. Da, frate, mai că revii mai târziu cu ciorbița de găină, te vede la astăzi de găină, am poftă de găină, de țară. Bă, tu ai prea multe pofte. Prea multe pofte, mă. Ai fi gestant și tu. Gestant? Pe ce-s muriere, mă? Prea multe pofte, ca la gravidă. Păi știi că eu eram cu păsările, cu alea. Lasă acum, mulțumesc că mi-ai dat jos, mi-ai străbit. Da. Te simți mai ușor. Da. Am văzut că te-a plecat, îți bați sosetele în picioare. Păi da, păi știu. Care te mă chemai pe mine să ții bagă picioare. A, nu tot timpul, de ce minți? Când și când așa, când aveam eu chef, mai te încălțam la șinieturi. Îmi făceai tu treata la șinieturi. Mult cu tunică, că te dai ca mare smardoială pe aici. Nu ți se pare de când mi-ai făcut mai legat pe mine la șinieturi? Care șinieturi? Eu nu pot cu pantofi cu șinieturi. Uite, vezi? Că cazi cu minți. Ce bagă eu de la ea, bă, ce inventivă poate să fie, n-am văzut în viață, ce bagă. Bun și tu. Se dă mare gongoi pe aici.
Mai am gândit să fac duș și eu. Revenim. Fraților, trebuie să adăugăm cartofiuri. Dar e cam bătrână Vita. Hai să vedem, am o bucătică. Cam bătrână. E tot tare. Nu mai pun orezul și cartofiul, mai las. Pentru că e tare Vita. Ați spus de fapt bătrână. Văfcuța noastră. Deci stau acasă, mă ia formă. Vedeți, așa m-am îngrișat eu acasă. N-ai ce cu turnița, e bătrână. Am zis să ne băga. O mai lăsăm să fiarbă. Și ce, ai băga urez și mă? Nu, păi cum să bagi? Și lui într-o caselulă, că și el ne-a lăsat mă o ciorbă de burtă de la el. Mangea, doarme. Ne-am dus să schimbăm și noi bani din euro în coroane și nu avem unde, toți ne trimite la bancă. Pentru ce să mergem? Nu avem nici mașină. Ne-am dus la bancă să schimbăm. Microbus vii la servici, adică cu oamenii, rețetul la muncă. De mâine cred că plecăm și noi tot cu microbusul, cu tuna. Mașina noastră, ce ne-am lăsat o lună de zile, au trimis-o în Germania. Mai au oameni și acolo la muncă. Cartofi cu tuna, că are 2 ore jumătate, 3 ore aproape. Gata, unde e?
trebuie odată cu cartofi. Nu știu. Trebuie, da. Nu, vreau să fiamă și ulez. Cât am văzut că dorm și eu, dar nu pot să dorm. Nu pot și eu, mă tăvăresc în pas. Nu, nu cu muncă, vezi? Da. Să ne chemați la muncă în Germania, unde vreți voi. Că venim să mă tărâți. Vorbesc foarte serios. O mână de orez. Gata, 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 tot. Am spălat tot ce orezul. Care aveți un job pentru noi, să ne chemați. Mai stăm aici, nu știu, două, să facem trei cărturi, da? Acum nu știu, depinde de acolo. Și cred că plecăm și de sărbători, plecăm de acasă cu Tunicio. E mai bine. Da, nu știu, n-aș mai vrea să mai las copilul. Păi luăm și copilul cu noi, cu Tunicio. Dacă ne cheamă cineva și ne angajează undeva la... undeva este să muncim. Este foarte greu, prieteni, de copil. Luăm și copilul, să avem cazare și facem și sărbătorile... Toată noaptea am prânz de copil. Împreună cu voi care ne chemați acolo la muncă. Dă-te mai dicolo, câtă că plec, mă filmez din... Și te filmez din lateral? Ai ochiul în frate? Păi de ce, frate? Eu nu te-am lovit. Nu, nu, nu. Dar de ce? Mamă, ce bate soarele. Lasă-mă să nu-mi la ala. Bate soarele, am viață. Asta s-a dus să mange la toate marketurile pe aici. Nu-i schimbă 100 de euro. Ce să faci? Te trebuie numai corame mari. Așa ne zice aici. Cătăr, pun smântână și cu ou. Mă, nu. Faci o ciorbă. Da, dar mai bine arăta așa. Hai, pune, dacă ți îți place așa. Nu, pui cu mine. Nu, nu, hai că facem cu vitul. Hai. Ba, mai puțin, două ouă, galbeni, galbenu și un ou. Și zbătăm și atât. Dă și mie caselul aia mică. Aia mică, da. Sau dă o farfurie. Dă-mi aia micuță, pune. Pui două ouă, doi ouă. Două. Doi. Doi. Era bine dacă spărgeai cu tocul al buș. Mergea o ciorbă țelănească. Parcă tu așa stricat. Ciorbă de zdrențe. Ce zici, frate? Ce zici? E ciorba noastră, nu e nimănui. Să zici că te dă judecată. Uitați ce ouă. Hai că ăsta gălbenușul e galben. Dar uite cum are bine. Două, gata. Două. Facem așa că nu avem aici. Pune zapă de acolo. Stai că pe urmă, că bază să îl pune tu cu lingura aia. Nu băgam, că sunt gălbeni și aici. Nu bag toată zapă. A, deja e multă înseamnă. Păi de întreagă asta. Mamă, ce aș mâncat să mă mâncă în timp. Dă-mi un pic. Nu prea ai voie. Stau cu mâna întinsă. Ce-ți mă ajut din mine așa? Nu prea am voie. Nu prea ai voie. Vici. Hai mă, că glumești eu. Știi că sunt glumeață. Hai că când se trezește, mangea la o ciorbiță. Uite, mă, mă pus atrag de un pui de somn. Face somnul de frumusețe și eu... Nu știu, frate, nu pot să dorm. Mă duc eu acum și direct la pat cu mine. Când stau în pat, mă uit pe telefon și uit de somn. Intru pe vloguri, mă uit, fac și da. Bate soarele. Cătă, am văzut vlogul care s-a făcut nașa Costina și cu sora lui nașul Marian. S-au pregătit un butoi de murături. Da? Ne mulțumim. Mulțumesc frumos. Doamne ajută. Mulțumim. Să rămână naș. E, nașule, ai fost naș mare și pe noi nu ne-ai anunțat. La noi. Că au zis și la el pe vlog că a fost naș. Să fie sănătos. Să fie sănătos. Doamne ajută. A fost cu Leuțu împreună. Oh, știi ce am dat-o cu noi?
Lasă, nu strigi mie ciorba cu ciorbul ăla de, de, cum îi zice, lasă-mă, nu, nu, nu strigi mie ciorbe de el. Nu. Ce vreau să-mi iei? O țină ulei că vreau să mai bag, a? Are. Are, are care e un soare, ne-am văzut că e grasă vita. Grasă vita, chiar osul ăsta, că am ținut după mine. Ăsta ce fac cu el? Îl arunc? Da. Sau ți-l las că, a, fac crătite de sar. Uh-huh. Rugăriboni și mă bag două ori cu gălbănușul, cu albușul, facem crătite. Bine zis. Uite, m-am gândit să nu mă arunc, știi? Când se face ciorba, mă satul așa, mânca și cartofi. Să-l pun și o țelă de gheață. Tu nu vine la bancă. De unde? La bancă, în oraș, în centru. Pe o mașină. Unde să te duci fără mașină? Iau cuțitul ăsta să puși. Ce faci eu frumos aici? Dar tot n-are putut un miros puternic. Cum se merge? N-ai putut, nu îmi spune tu, n-ai, lasă-mă. Spune-mi de morcov, spune-mi de cartofi. Nu e. Păi când pun pătrunjel de ăsta la mine în cătărie, miroase toată bucătăria pătrunjelul de viață de ăsta. Ai pe căpăcelul ăsta. Da, e clar. Nu e de ce. Poate îmi strici tu ciorba, eu nu cu ideea ta să-mi bagi. Cum să strig, mă, ciorba? Să fac ciorba de nota 10. Poate de nota 20. Sau de 3 ori, uitați. Când îmi venea prici, mi-am pus astea, le cum vedea pe alea, cărnița. Acum nu faci și de rădăuți. Bă, nu mai bag ouăle și pe ce vreți. Hai, pune acum, gata, să iasă așa. Că tot nu iasă. Oricum ai face de multe. Vreau să-ți spui, mă simt de... liber, că dorm, că da, mă simt slăbit așa. Slăbită? Mm. Păi e bine dacă ai slăbit. Mă simt slăbită fără putere. Păi ce se întâmplă? Nu știu. Mâncă acum. Uite, mâinile așa mă simt. Da, mă, și pune-te în pat. Da, oboseala asta, știi, că nu tot m-am trezit de noapte. Hai să încercăm să adormim în față. Da, dar după ce o prima răgazul, că nu, uite, nici nu m-am... N-am stat așa în pamu să nu mai iau telefonul, să mă uit ca să ador, pentru că știam că e ciorba aici pe răgaz. Păi și ce are? Nu eram eu activ. Știu, da. Cred că o vedeți de cam... Eu știu că cartofii ăștia am văzut că ferbi repede. Repede? Tai cu lingura așa în el și de dat. Mă zic, nu, trebuie să iau din mală, o rezultat. Trebuia să pun mai înainte o rezultat. Lasă-l acum. Ajunge ciorba asta sau să mai bag un... Ajunge dacă am pus de 2 ori, 3 ori apă, ce facem? Sau vrei să mai pui să fie? Bă, și o țără vegetă cum am pus. Oh, da, uitați-vă, secretul de acasă. Bă, nu vrei, spune cum ai pus. Secretul de acasă. Pune, cum să nu? Secretul României. Oh, uite, e greu fără copilă. Cu Dorința nu știu, de avem o lună de zile și mie deja nu știu. Și mie, mi-a sară, n-am putut să mai mă abțin. Când am
m-a apucat așa un dor de el și atât am plâns și de-aia am dormit. De n-am fost aici la bucătărie. Vezi că eu mă gândesc pentru că știu că e singur. Și nici nu am mâncat asare, pentru că n-am mâncat o țără lapte cu pâine mâncat. Am plâns de copil, mă gândi la el. Știu că are ce să mănâncă, că bine este la frate meu, la mama, are grijă de ei, că ce mănâncă copiii lor acolo, mănâncă și el acolo împreună cu ei. Nu zic eu că n-are copilul acasă sau că nu stă pe mâini bune. Dar așa suntem noi, așa sunt eu. Eu nu l-am lăsat niciodată, asta e pentru prima dată, că le-ai luat copil. Sunt foarte așa de copil, mă gândesc numai la el. El îmi zice, mama, am mâncat, am cumpărat. Uite, vezi cutunița. Ea mai primit și noi bani, ea dar și lasă Maria. Nu chiar toți. Mulți dintre românii noștri sunt plecați din țară, pe care își lasă acasă copiii, nepoții, părinții, da, bătrâni și bolnavi, familiile și tot așa plec la muncă în străinătate. Orezul e foarte tare, Cătă. Acum vezi ce greu e și pentru românii noștri care sunt plecați de ani de zile? Da, acum chiar le cresc și eu și îmi dau seama ce înseamnă să fii plecat de acasă, să nu ești alături de copiii tăi, de nepoții, de părinți. Noi de... fără leutul nu o să mai plecăm. Nu. Dacă ne ducem acasă, când o fi să terminăm aici lucrarea, nu fără copil nu mai vin, Cătăline. Chiar dacă la ducem, are unde să stea, stă în pas, stă pe aici în hotel, se duce, iasă, să plimbă stânga, dreapta, alea, nu știu unde, dar după aia stă la cazare. Noi tot ne-am gândit din cauza la școală, să meargă copilul, să nu pierdă școala. Dar uite, așa ce facem, stăm, na. Dar îmi pare rău că, că vrem să-l întrerupem de la școală, dar nu știu, dacă e și el de acord, noi zicem aici, dar nu știu, e părerea... Lasă că vorbim acolo la școală, vedem cum facem o lună, două, dacă luăm cu noi, după sărbători. Da. Vedem. Acum nu numai noi am făcut asta, sunt mulți oameni care au întrerupt așa și au plecat de nevoie. Da, trebuie să vorbesc cu învățătoarea, poate să facă mai târziu să continuă cu școala fără frecvență sau... Să mergem direct la director, la alții, vorbim, vedem ce zic ei. Dacă zice că nu se poate sau ceva, nu știu ce să vezi. Mie chiar îmi pare rău de el că... Că dacă ne era așa să nu lăsăm la școală, nu lăsăm de mult și gata, și să-l intra nouă. Da, noi totuși ne-am gândit la asta și luam și nu lăsam și nu ne interesa. Că mulți dintre ai noștri romi știți de și voi destul de bine. Cutunița ce are 10 clase. Da. Bă, ce mă gândesc eu cât am fost eu, n-am putut să învăț eu ingreza, să știu pe aici. Ingreza? Vezi dacă învățai ingreza cu tânința, ți era bine acum? Mi-era bine, vorbeam cu ăștia, știi cum? Vorbeam cu ăștia pe aici, te înțelegeai cu ei. Ce să vezi? Nu am știut. Dacă eu poate mă duc acasă să învăț engleza asta. Păi și stai acasă, un an înveți într-un an. Îți spune eu, un an și după un an vin în Occident. După un an. Păi da. Stai un an. Mamă, Cătă, mi-a scăzut pe ciorbița, eu aș mai vrea să-i mai bagă. Un palmă. Că uite, trebuie și orezul mult, uite cât e detaliu. Uite, eu așa îl încerc. Hai mai pun un pic de uite, le-au cu babă. Că știm că așa îl încerc. Și bagi în gură. Lasă le-am în cu? Da, da. Aici o să pun o țără zamă, o ciorbiță de acolo, mai amestec la final. Asta nu se pune acum, o smântână. A, dă să duc eu gunoiul ăla. Bă, eu te duci pe mine. Vine Grigore să vezi ce a zis peste mâncătoare, că n-ai făcut curată. El a făcut curată aici, a dat și cu mătura să vezi. Da, Cătă, dar n-am făcut. M-a ajutat, a zis. N-am vrut să las așa bucătoare, că era prea dezordine. Păi dacă a văzut pe eu am dormit, da. Că eram foarte obosită. Și au plecat, nu? Și nu mai simțeam picioarele, mă durea picioarele, mâinile. El a fost al treilea. De-a gătit și el.
zis și eu vlogul lui Nașu. Hai să facem un vlog. Nașu Marian, ce frumos era la nuntă. Da? A, avea ținuta în atmosferă, nașul, toată nuta era... Ia ăsta să punem și să-l ducem. Ia să-ți arăt cum ești mult. Lasă ciorba aici. Da. Lasă-l ducem ăsta. Uite, e găleata și golești și ne întoarcem. Bagă și ăla. Trebuia să ia pe s-o clătim un pic acolo. Hai că în sticlă, ia sticla asta. Știi, și o clătim acolo la gol. Uite ce miroasă ceapa. Păi n-avem, de unde vreau ne-a dus femeia. Trebuie să cumpărăm noi o plasă, ceva pungă. Nu mă fi deschis pe aici, că ieșim prin spate. E deschis sau ce aici? Acum. Oh! Închisă pe partea mea. Ia asta. Uite-mă cum arucă și eu gunoiul. Stai că îi facem tu acasă și treaba asta. Păi și acasă unde să-l arunc? Pun în gubelă și din aia și lea. Vrei să mă duc să-l arunc eu cu duba sau ce? Nu, Bă, dacă aveam deschis din spate pe aici și am repede aici la gubele. Ia uitați, vedeți acolo? Și coboram pe acolo, pe scărițele alea. Așa cu tunițul. Trebuie sac să cumpără un sac. Păi plătește-o să nu mai aibă mirosul ăla de mâncare, de ceapă. Aruncă sticla. Cum îi zice orașul cu tunițul aici unde suntem noi? Nu știu. Nu știu unde ești, în ce oraș. Cehia. Cehia? Da. Ceapo. Ceapova, da. Ceapo. Sau ce, aici e altă locație sau? Sunt pe orașe, cum e la noi, Timișoara, Arad... Lungabanul, nu ești eu. E, Lungabanul nu e oraș, cu tunița e. Severin, Craiova. Comună sau sat, ce e, nu. Da, Severin, Craiova. Uite ce mișto au renovat aici, au pus asta de vreo două zile. Ce-au pus? Uite ce mișto au renovat. Vezi că s-au pus? Mhm. Uh-huh. De vreo... Să vii aia închid nouă ușa și... Păi da, înainte când am venit nu știu că am luat-o pe partea aia. Am ocolit. Aici urcăm noi la doi. Al meu? Dar nu tu știi. Da. Trebuie să aud. Să veniți la ciorbă! Aoleu! Bă, dar se trântește ușa asta noastră! Nu da? Da! Să veniți la ciorbă! Păi da, cum mă târziu? Bă, dar la voi viscolește? Ce acolo în cameră?
Aveți alea, pulloverurile pe voi. Ia uite bă, și eu sunt pantalon, uite cum urie, un pantalon scurt. Și dorm cu alea pe ei. Ce se întâmplă cu mătușa? Doarme cu franierul. Așa e singura ușă care are cu probleme. De ce doarme cu franierul pe ea? Cine? Ai intrat acolo? Ai știa, le-am primat la ciorbă. Cine dorme, mă, cu franierul? Marița. Păi de ce dorme? Bă, o fi frig la ea în cameră. Ce băiat, dar zice, e minge la voi acolo. Ei, zis? Da. Bagă zamă aici, în asta. Nu trebuie să zice așa, nu știu cine e mătușa. Prea. Lasă, că noi glumim cu mătușa. Da? Așa e, păi bătut trebuie să mai glumești. Păi și cu ce iau de aici? Iau cu un pahar ceva. Sau cu lingură, așa. De două zile de bărat carne să sunt într-un frigider, de-abia aștept ciorbița asta de vită. Că să mai pui apă, ai uitat? S-a mai pus? Am pus. Mamă, ce ocazie aveam azi să cumpărăm și polonic și de toate. Dar unde ai avut mașină pe... Mai intră bățelă oriul. Să mai fie bățelă. Să mergem pe jos, e mult. Tomite în centru, dar... jos, în oraș. Ai zis că vrei să dormi, Cătălina. Doi luat... și cu doi. Da, pe aia mă dor picioarele, făcut... da, adică au dat să nu mai merg și mie să merg iarăși pe jos. Doi și cu doi, 4 km, deși întors. Pauza, că o grămadă de bani. Nu vrea să ne duci cu asta. Pauza, o grămadă de bani? Da, da. Mamă, ce frumos e afară. Aici avem în spate un ferometal, materiale de construcții, servici auto. Băi, Cătunițu, știi ce am uitat? Ar fi trebuit să mă duc eu la serviciurile astea, să întreb dacă au catalizatoare. Păi, să-ți iei peste mâncătoare. De ce? La oameni. Sau baterii. Și unde să mă duc cu baterii? Nu știu. Mă filmam, mă, că sunt cu părul ăsta, ciocă. Păi, tu cum vrei să te filmezi fără păr? Să fii cheală? Bă, și când m-am filmat cu părul ăsta? Care? Pune pe alălan. Ia părul alălan și îmi spui când ai pe alălan să-ți facem filmare. Mă, nu mai vreau să păi nu cu părul ăsta, uși tu. Că nu sunt aranjată cu părul ăsta. Păi lasă că nu ești aranjată de să pleci în oraș sau de plimbare. Auzi tu, mă. Și că nu cu părul ăsta. Bine, când ai avea părul alălan. Peruca. Cine a intrat? Cine a intrat pe serul? Ia, mă, nesperiată. Ce ați făcut? Ați dormit? Da. Petruț, cu șef. Nu sună el. Ce ați pățit de azi rămas acasă? Nu. Ce treabă are omul? Știe că vrei să rămâi, rămâi. Gata, ciorbița. Hai că gata, ciorbița. Gata cu dumneavoastră. Gata, uite, acum... Gata să mâncăm. Mama, mangea ce zamă avem aici. Bestială ciorba asta, ce ai tu să nu mai bag ou cu... Stai, pune și cu mâna, pune cu ulei. Așa, așa, așa. Pui și o țără mare așa. Wow. Tradiția românească. Vino să vezi, mangea ce ciorbă.
gustul românesc. Să-i poftă bucătare, manja la ceafă. La fel, Doamne ajută! Mulțumim, bucătare! Da, uite, mamă, ce bine arată, frate! Cu carnea de vită. Cartofi și cu o mână de orez. Am durere în gură cu dumneavoastră, nu mai mult. Din caserola aia mânc. Aia o plină. Da, bine, fraților, hai că vă lăsăm. La revedere și numai bine. Doamne ajută. Ne vedem mâine. Pa.